niciodată. Excelentă! Uimitoarea lumea lui Gumball acum la Cartoon Network. Și apoi e timpul să intrăm în lumea nebunească de la Cartoon Network cu Toon YouTube. Ultimul băiat de pe muntele Bum Bum a fost găsit. Cu marele lui curaj, lumea va fi uimită. Eroul din U e sortit să fie, învingând dușmanii cu o dorință vie. În serviciul prințeselor dulci sau rotunde. Acum toți prietenii săi încep să se adune. E ziua de naștere a lui Bin. Începând de sâmbătă de la ora 11:15. Numai la Cartoon Network. Wow! Ei băieți, piciștile s-a întors. Urmăriți Toon YouTube. Și acum o duce cu un nivel mai sus. Vreau să fiți foarte atenți. Poate cu două nivele chiar. Oh, serios? Desigur. Cum e posibil așa ceva? Nu știm, dar Toon YouTube va face pur și simplu ce ar putea să nu meargă. Stai așa, îl rezolv. Se vede acum? Așa, sunt bine acum, totul e sub control. Bucurați-vă de minunata lume de la Cartoon Network împreună cu Toon YouTube. Astăzi de la ora 9:20, numai la Cartoon Network. Nu am văzut ceva mai frumos în viața mea. Urmează pauza de publicitate. Uriașa mașină de teren față în față cu fioroasa Ultra Kitty. Super! O navă stelară care trage cu sticăre? Super! O motocicletă acționată de un raptor? Super! O casă care zboară? Super! Noile seturi Lego Movie 2. Fiecare set se vinde separat. Ah, e blocată de două ore. O mașină de spălat blocată nu e un lucru plăcut. Într-un an, o mașină poate acumula până la un kilogram de calcar. Putem evita asta folosind Calgon 3-in-1 de fiecare dată. Neutralizează depunerile de calcar și protejează părțile vitale ale mașinii tale de spălat. Mașina de spălat trăiește mai mult cu Calgon. Clopet este tableta care îți aduce creațiile la lumină. Desenează liber cu cele 5 marcare incluse sau folosind clema pentru marcare, discurile rotative sau șabloanele. Șterge totul cu burețelul și ia de la capăt. Clopet, nou, numai de la Noriel. Hei, eu sunt Headbands Electronic, jocul vorbitor care te pune să ghicești cine ești. Sunt un animal? Sunt un leu? Da! Următoarea provocare. Mimează! Karate! Headbands Electronic, nou, numai de la Noriel. Termoclas păstrează mâncarea la temperatura dorită până la 6 ore. Este caserola ideală pentru a menține fierbinte friptura de pe grătar, micii, garniturile de cartofi prăjiți sau de legume. Se potrivește perfect pentru supă și orice mâncare caldă. Caserola Termos are vasul interior și capacul din oțel inoxidabil îmbrăcate într-o izolație de poliuretan cu eficiență sporită. La exterior, caserola este decorată elegant, semănând cu un vas de porțelan. Caserola Termoclas și mâncarea stă cel mai bine. Atenție aici! Visezi la vase uimitor de curate încă de la prima spălare și zero pete pe linguri sau furculițe? Acum e timpul să faci o schimbare. Încearcă Finish Quantum. Tehnologia cu 3 camere oferă curățare și strălucire 100% perfecte. Curat! Strălucitor de curat! Finish Quantum. Curățare și strălucire 100% perfecte. Finish. Brandul numărul 1 în România. Camerele pot avea diverse forme și mărimi. Cu de 5 ori mai mult control asupra intensității parfumului, noul dispozitiv electric Airwick îți permite să-l reglezi pentru camere mari, minimaliste, camere mici, secrete, chiar și pentru căsuțe în copac. Obții cantitatea ideală de parfum, indiferent de mărimea casei, indiferent de mărimea camerei. Airwick. Simți că ești acasă. Noua formulă Chillit Bang e atât de puternică încât vorbește de la sine. Noua formulă Chillit Bang. Curățenia durează mai mult. Descoperă pachetele promo în magazine. Acum ai de 2 ori mai multă cantitate la un preț special. Aceasta a fost pauza de publicitate. Care-i treaba, iubitor de animații? Urmăriți Toon YouTube. Doar mă recunoaște și știți că eu mă pricep la câteva lucruri. La desene, la jocuri, la postat videourile ariurite. LOL!
dar există un aspect al vieții care mi-a rămas total necunoscut. Ceva ce e un mister total pentru mine. De astea azi voi încerca să aflu... ce e iubirea? Pentru început, am decis să urmăresc îndeaproape comportamentul oamenilor îndrăgostiți. Rezultatele? Absolut șocante! La început, oamenii dezvoltă un interes subit pentru felul în care arată și încep să se îmbrace foarte straniu. Sunt cu capul în nori și sunt tensionați. Pare că-ți vine să vezi. Se uită în continuu la filme siropoase. Nimic nu ne poate despărți vreodată. Exagerează tot ce li se întâmplă și se giugiulez fără oprire. Dar e mult mai rău de atât. Nu mă întrebați de ce, dar le place să se hrănească reciproc. Delicios. Bine, deja sunt expert în comportamentul îndrăgostiților, dar tot nu-mi dau seama ce e iubirea. Așa că am cerut ajutorul unor părinți. La urma urmei, ei sunt căsătorii și știu. Bună, Nicole, spune-ne, ce e iubirea? Bine, și ce simți? Bine, e ca atunci când joci un joc video? Dar de ce nu-mi spui nimic? Nu știți să-mi spuneți ce e iubirea, nu-i așa? Bine, vă las singuri. Cred că a sosit clipa să consult sursa adevărurilor supreme! Internetul. Ce este iubirea? Wow, un documentar științific despre iubire! Să vedem ce spune! Iubirea începe cu un semnal vizual primit de ochi. Sper că ochelarii semnalul nu mă vor încălca. Semnalul se întoarce, cauzând intrarea în stare de șoc. Șoc? Organismul trece șoc printr-o creștere a temperaturii, ceea ce face ca palmele să transpire. Șocul se extinde la părțile inferioare ale corpului, cauzând un simptom cunoscut ca picioare de gelatină. Piciorușele mele! În sfârșit, semnalul ajunge la creier și reduce semnificativ abilitatea cognitivă. Voi deveni un aiurit? Păi dacă nici știința și nici internetul nu mă ajută, nu știu cine o poate face. Stați, parcă am văzut un episod în care Darwin vorbea despre iubire. Să vedem. Aici era. Haide, Darwin, luminează-mă cu răspunsurile tale. Păi iubirea e în aer, e în inima ta, aha, în ochii celorlalți. Am e început? Felul în care se ating oamenii, da, în care vorbesc cu oamenii și e în tot universul. Bine, păi nu m-a ajutat. Nu știu, iubitor de animații, cred că nu poți defini iubirea și poate de asta e grozavă. Dar eu știu deja ce e iubirea mea. Îmi iubesc familia, iubesc pizza și, desigur, vă iubesc pe voi toți, pentru că suntem prieteni și îmi sunteți alături. Și, momentan, cred că iubirea asta îmi este de ajuns. Pe curând, dragilor!